Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una notă generală. Discuțiile acestea nu trebuie văzute drept recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare care implică utilizarea levierului sunt mai riscante decât cele care nu utilizează acest efect, deși în ambele situații riscurile nu dispar și este foarte important să fim conștienți în privința acestora. Performanțele trecute nu sunt o garanție a celor viitoare și se poate să am expunere în piață pe instrumente discutate sau altele corelate cu acestea. Deschiderea după weekend a fost o deschidere care spune foarte multe despre ce cred investitorii că s-a întâmplat la G20. Summitul, îndelung așteptat, a dus la o amânare a impunerii unei noi tranșe de taxe vamale majorate pentru 300 de miliarde de dolari de bunuri importate de China din SUA. Observatorii ar putea spune că, de fapt, este o victorie a Chinei în această întâlnire, după această rundă de negocieri, pentru că, de fapt, pe lângă neimpunerea unei noi tranșe de sancțiuni comerciale și menținerea discuțiilor, ceea ce este deja în avantajul China, având în vedere asimetria dintre relațiile în relațiile comerciale dintre cele două state. Pe lângă toate acestea, președintele Trump a semnalat redeschiderea posibilității ca Huawei să beneficieze de importuri de tehnologie, de produse, deci din Statele Unite. La schimb, de partea americană s-a spus că se vor achiziționa mai multe materii prime agricole, însă în China, mesajul a fost următorul. Statele Unite consideră că vor fi importate în China mult mai multe materii prime agricole. Deci, considerentele actuale par a încuraja apetitul pentru risc în piețe, având în vedere un scenariu de amânare a unor noi sancțiuni și dacă ne uităm pe răspunsul pieței de capital din China, acolo este o bucurie vizibilă cu o spargere a unui nivel cheie de 3.000 de puncte pentru Shanghai Composite, o piață mult mai volatilă și care vine de foarte sus, dar ceea ce mi-a apărut strălucitor în această dimineață este o anumită convergență între cei doi indici, venind de jos în ultimele săptămâni, dar venind de sus, dacă luăm în calcul vârfurile din aprilie, spre 3.000 de puncte, Shanghai Composite, în timp ce S&P 500 vine de jos după un trend foarte îndelungat și este într-o zonă de maxime istorice. Fiind încă pe futures, relevanța acestor maxime istorice este mai restrânsă, însă foarte posibil ca, în lipsa unor șocuri importante, să vedem noi vârfuri și după 4 și jumătate. Așadar, temperarea masivă a temerilor vis-a-vis de noi sancțiuni comerciale și acest pas înapoi, care a fost puternic criticat însă, chiar de către republicani, chiar de către Marco Rubio din Florida, care la un moment dat avea ambiții prezidențiale, considerând că este o gravă eroare această retragere a unor restricții impuse Huawei și folosirea acestuia ca un element de negociere, ca un bargaining chip, având în vedere faptul că mai mulți oficiali din Statele Unite sunt convinși că, într-adevăr, este periculos să oferi tehnologie companiei care este destul de aproape de organismele de conducere și militare din China. Pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat ieri, cred că tinde să fie preluate de către piețe într-o manieră iarăși destul de emoțională. Și haideți să vedem, înainte de a discuta și despre așteptările vis-a-vis de ședința OPEC,
care a avut un cuvânt de spus în privința petrolului și a segmentului de energie din piața de capital. Să ne uităm puțin pe acest indice US 500 pe termen mai lung. Ceea ce vedem este deocamdată o spargere cu gap, cu spațiu a unor repere anterioare. Și întrebarea care sosește aici. Ah, sunt mai multe întrebări pe această temă. Bun. Exhaustion gap este un gap care să însemne finalul unei mișcări, un gap care apare atunci când se stoarce ultima formă de energie. Sau o altă întrebare care completează dualitatea interpretării actuale, să deschizi scala către 13.500 pentru DAX și 3.200 pentru US 500 și va mai umbla în iulie la dobândă Fed-ul. Vă spun că, din punct de vedere fundamental, eu aș spune că sunt șanse bune să fie un exhaustion gap. Din punct de vedere tehnic, însă, nu îmi pare așa ceva. Îmi pare că piețele își doresc să exploreze nivelul de 3000 de puncte. Poate că va dura zile, poate că va dura săptămâni, dar cred că își doresc să meargă ceva mai sus. Reacția de vineri, dinainte de închiderea sesiunii, când aveam deja așteptări în sensul acesta unei poziții non-combative, toate aceste așteptări s-au transpus într-o creștere de câteva zeci de puncte până spre final. Iar înainte de închidere am văzut cumpărări și, bineînțeles, au fost și niște marcări de profit, dar ultimul bar a fost unul de creștere. Eu aș spune că este încă o obstinație a capitalului optimist și că, deși acordul a fost, deci a lipsit un acord cuprinzător, deși, zic eu, într-un cu totul alt episod emoțional, aceeași întâlnire ar fi avut cu totul altă rezonanță, ar fi fost considerată o dezamăgire. Ei bine, acum, piețele angrenate pe trend ascendent și cu așteptări de tăiere a ratei de dobândă, în continuare există așteptări de tăiere de rate de dobândă și chiar destul de consistentă. În acest mediu sunt înclinat să vad aspectele pozitive. Va mai ține o vreme? Cred că da. Va ține luni de zile de acum înainte? Părerea mea este, deși e doar o părere, că nu. Și părerea mea este că dacă avem explozie de optimism în această perioadă, zilele acestea sau săptămânile următoare, lucrurile se încadrează foarte bine într-un tipar care poate să însemne epuizarea parcursului actual ascendent. Adică abia acum începem să intrăm în acea fază de euforie care se agață de aproape orice veste pozitivă, deși vestea pozitivă e mai degrabă lipsa unei vești negative mai mari. Și asta trebuie să se întâmple de cele mai multe ori la finalul unui trend ascendent de durată sau măcar înainte de o pauză consistentă și de o corecție consistentă. Deci, summitul nu a adus un dezastru, nu a adus însă, cred eu, o soluție pe termen lung. Urmează să vedem detaliile acestei întâlniri. Mai avut și eu o întrevedere puțin neașteptată între președintele american și cel nordcorean, dincolo de zona demilitarizată. Aceasta poate să ducă la detensionare pe termen scurt și s-a văzut în anumite segmente de piață, însă, zic eu, unii observatori o consideră îndreptățit o relativă recunoaștere a statutului nuclear al Coreei de Nord. Este o încercare de dialog, dar fără niște pași concreți. Nu știu dacă Statele Unite au câștigat foarte mult prin această vizită. Cu toate acestea, percepția actuală tinde să fie optimistă și așa ajungem să ne întrebăm care sunt nivelurile de rezistență, pentru că riscurile fundamentale sunt prezente, dar ele nu par a se împotrivi
cu fermitate pe termen scurt unor creșteri suplimentare. Și fiind în zonă de maxime istorice, ce putem folosi? Ori tehnici de tip canal de trend, ori tehnici de tip proiectiv, pornind de la niște mișcări anterioare, ori niște formațiuni mai complexe de tip armonic, însă nu ne batem capul deocamdată cu așa ceva. 127.2, 2984, 2991, 3000 și 3003, cam acestea ar fi nivelurile de avut în vedere. Suport pe termen scurt 2969, 2963, vârful acesta, 2952 și apoi 2944, aș spune, ar mai fi și 48, care, apropo, e 69 din ultima mișcare descendentă. Asta ca să avem un grup de niveluri de urmărit. Și acum despre Fed, pentru că era acea întrebare și să știți că și eu am fost curios de dimineață să văd ce se întâmplă cu probabilitățile de tăiere, de dobândă. Adică te-ai gândit în felul următor. Ar putea fi logic, nu? Ok, nu avem o intensificare a războiului comercial, atunci de ce să mai tai dobânda? Întrebarea e perfect justificată, dar uitați ce răspuns au piețele. Pentru iulie, da? 78,6% tăiere de dobândă cu un sfert de punct procentual. 21,4% a mai crescut față de ceva mai de dimineață, dar este în scădere față de vineri, când eram la 32. Și mult în scădere față de acum o săptămână, când eram la 42. De atunci l-am avut pe Powell, Bullard și alți vorbitori ai Fed care sunt de părere că nu trebuie să ne grăbim și sau că 0,5 e prea mult. Ei bine, s-au cam înjumătățit față de acum o săptămână șansele pentru o tăiere agresivă, dar acestea nu s-au dus către probabilitățile respective, nu s-au dus către stagnare, ci către o singură tăiere. Deci piețele așteaptă în continuare o tăiere de dobândă. Și asta este abia astfel se explică de ce avem entuziasm. Anumiți comentatori, cum ar fi Clarida, de exemplu, care spunea că în prezent economia este într-o situație bună, rata șomajului este mică, inflația este sub obiectivul de inflație, sub obiectivul său, deci nu prea sugerează o mișcare a ratei de o mișcare a referinței și totuși investitorii privesc înainte. Ei știu ce au de făcut, sunt ca un sportiv bine antrenat sau unii ar spune ușor ironic, poate ca un robot preprogramat care spune da, trebuie să avem o tăiere de dobândă. De unde ar veni justificarea? Din faptul că, deși nu se impun alte sancțiuni comerciale, cele anterioare deja mușcă din activitatea economică și au existat răspunsurile companiilor în acest sens și nemulțumire deja pentru cele aplicate. Bun, mă uit aici să văd dacă întrebările, pentru că încercăm să ne mișcăm mai concis, să mergem mai rapid mai departe. Cu Fed, Dovi și ECB la fel, dobânzile pe 10 ani, scrie un participant, sunt scăzute, războiul comercial pe pauză, cât urcă piețele dacă se menține situația actuală? 3, 9%, o părere dacă se poate. Dacă păstrăm, vă dați seama că eu nu gândesc în acești termeni, o să vă spun de la început. Eu gândesc în termeni de scenarii, dar nu pun o țintă pe grafic și zic aici va fi. Am în minte niște zone și niște probabilități. Adică mi se pare, iată, o probabilitate bună este să ajungă acolo, o altă probabilitate este să ajungă acolo și o altă probabilitate este probabil direct să avem o întoarcere. Însă e greu de comunicat așa, ia foarte mult timp și nu suntem neapărat învățați să gândim în felul acesta. Nu avem o mintea umană nu e foarte bine construită pentru a lucra cu probabilități. De aici o serie de bias-uri și de deviații de la raționalitate, cum le-am tradus eu. Dar o să spun așa, câteva procente. Deci, în primul rând, vorbim de zona de 3000 de puncte, care însă e cam la 1% distanță, da? Apoi,
să presupunem că tot restul merge bine sau nu se răutățește. Deci, Iran, Venezuela, situația vis-a-vis de tehnologie, pentru că se poate răzgândi președintele american. Și părerea mea este că se va răzgândi la un moment dat, că va lăsa așa lucrurile o vreme și apoi, dintr-o dată, o să ne trezim, cine știe, poate în iulie, poate în august, poate în septembrie, cu ideea că gata, nu mai livrăm niciun pic de tehnologie Huawei, nu se mai poate, trebuie găsit un alt acord. Până la urmă, problema nu este rezolvabilă foarte ușor și nu s-au dat înapoi, nu s-au rostogolit înapoi taxele vamale deja impuse, iar acelea produc efecte. Nu e ca și cum Statele Unite încasează 25% dinspre China, așa cum spune președintele american, dar se reconfigurează niște rute de transport. Și apropo, e vizat și Vietnamul sau alte state care au avut de câștigat de pe urma situația actuală cu China. Așadar, trebuie multe lucruri să se întâmple, dar presupunând că toate acestea se întâmplă, am putea vorbi de o fază de creștere emoțională, care nu cred că se întâmple de acum și în săptămâna următoare, fără niciun pic de pauză, adică dimpotrivă, mie mi s-ar părea că ne paște chiar și dacă avem un episod pozitiv astăzi. Ne paște în cel mult câteva zile o corecție, deci nu va fi părerea mea lipsită de episoade de ajustare, dar în linii mari revin la acest grafic cu care putem formula un răspuns. Și graficul acesta ne spune cam așa. Toată această corecție a dus la cea din decembrie, a dus la detensionare și acum am revenit în zona maximelor. Deci, de aici, o detentă adevărată, cât ar însemna? Ar însemna ceva vizibil pe grafic. Ce ar putea să fie ceva vizibil pe grafic și ceva puternic? Ar putea să ne ducă în zona 3060. Ar fi un reper posibil. Mai sus, 3140, dar ar fi și acesta fezabil. O explozie adevărată ar putea să fie probabil dincolo de 3150, deci probabil dincolo de 5%, cam în zona 5-10%, da, cam pe așa aș vedea o explozie care efectiv să consume capitalul de energie pozitivă din prezent. Bun. Deci, cred că am răspuns la această întrebare, dar să nu credeți că asta înseamnă pentru mine că e gata, e asigurată această variantă. Însă, văd lucrurile ca o probabilitate dinamică, iar probabilitatea dinamică este în creștere dacă piețele se lansează și cu cât avem sesiuni susținute mai bune, cu atât probabilitatea pe termen scurt este mai bună de a vedea o rupere a barierelor optimismului, însă a barajului celor care mai stau încă pe margine. Însă tocmai asta ar semăna furtuna viitoare. În piața germană, revenirea este de la sine înțeles, o oglindire a rezultatului din weekend. În piața americană, de altfel, a contat și evoluția petrolului, un petrol în creștere în așteptarea unei decizii de menținere pe termen mai îndelungat a limitărilor de producție. Rusia și Arabia Saudită semnalează acest lucru, dar, bineînțeles, vorbim mai ales de un apetit pentru risc după G20. Dar revenind aici la bursa germană, avem și un răspuns pozitiv pentru Deutsche Bank, deși el vine ca urmare a unor decizii de restructurare foarte agresivă, o restructurare care înseamnă tăieri de cheltuieli și pe care acționarii o consideră într-o notă pozitivă. Observați însă faptul că gap-ul ne-a dus peste 455 și acesta este semnificativ. Revenirea, cât de ușoară a fost ea, ne-a dus tot spre acest suport și de acolo desprindere. Până la zona de maxim istoric mai este însă un drum destul de lung, dar pe moment piața este pe tren ascendent și
Eu aș zice că nu ar fi o surpriză să spargă acest 12.600-604. Rezistența mai sus ar fi la 729 și la 889, suportul, cum am spus, la 455, iar mai jos ar fi 209. Să ne uităm puțin în calendar și ulterior și la fluxurile de știri, pentru că au mai apărut niște informații. Datele de vineri, sentiment bun al consumatorilor vis-a-vis de așteptări, în scădere față de versiunea anterioară, totuși, PCE, cor și cheltuielile personale, a existat la nivelul anualizat pentru PCE o dezamăgire 1,5 față de 1,6. PCE Core, însă 1,6 este în zona așteptată. Pe de altă parte, cheltuielile individuale lunar aici la 0,4, aici apar ca și cum ar confirma așteptările anterioare, totuși în evaluare anualizată și luând în calcul și alți indicatori anteriori, am avut din partea JP Morgan o revizuire a acelui GDP Now, să spunem, acelui indice care evaluează activitatea economică, considerând că față de variabile din modelul anterior, față de aspectele anterior cunoscute, cifrele de ieri reprezintă o anumită, de vineri reprezintă o anumită slăbire. Cu alte cuvinte, față de ceea ce se vede în calendarul nostru, pare ok la nivelul estimărilor. În realitate, mai mulți observatori vedeau o cifră ceva mai bună, un 0,5%. Asta se vede și pe Forex Factory și chiar dacă am avut revizuirea anterioară, ar putea fi o ușoară dezamăgire acolo. Venitul individual însă arată destul de bine și cumva întunecă sau complică așteptările pentru o tăiere agresivă de dobândă. Pe de altă parte, Chicago PMI, ca și alți indicatori regionali de activitate, încetinește și este acum la un nivel mai jos decât cel din ianuarie 2017. Bun. Văd aici observații, date proaste pe China și Europa din zona manufacturieră, nu se uită nimeni, este încă trend puternic. Dacă ne uităm la datele din China de noaptea trecută și chiar și din Japonia, 49,3 sub așteptări, China 49,4 față de 50,2 suntem în zona de contracție. Cred că ați remarcat destul de bine faptul că deocamdată piețele nu acordă atenție acestor aspecte. Indicii PMI din Europa, dacă vorbim despre Spania, 47,9 față de 49,5. Valoarea finală pentru Germania sub cea raportată anterior, valoarea finală pentru Franța sub cea raportată anterior, dar în creștere. Franța stă mai bine, o să remarcăm acest lucru. Și avem la 11 datele integrate pentru toată zona euro, avem și masa monetară și la 12 rata șomajului. Industria stă destul de slab. Sentimentul pozitiv este legat de evitarea unui scenariu și mai nefavorabil. Dar suntem de acord că industria nu este într-o fază foarte bună. În China, însă, avem și alte probleme ce țin de faptul că, de exemplu, acum ceva vreme în mai, parcă, autoritățile au preluat o bancă regională și că asta a dus la un val de neîncredere care a făcut dificil accesarea de lichiditate de către băncile mai mici și cele care operează la nivel provincial. De aceea, avusesem dinspre PBOC o serie de comentarii despre cum va furniza lichiditate, va oferi susținere instituțiilor mai mici, ceea ce reprezintă un trend de urmărit. Și, după părerea mea, ar putea fi unul dintre motoarele unei reevaluări semnificative
a riscurilor. Faptul că datele sunt în prezent ignorate nu înseamnă că ele sunt total date uitării. Ele vor reapărea la suprafață atunci când sentimentul se va schimba. Avem, iată, publicările, Manufacturing PMI 47,6, deci ceva mai jos cu 0,2 puncte. Rata șomajului a scăzut neașteptat în Italia și masa monetară M3 4,8%, deci un ritm de creștere mai amplu, care teoretic nu permite o intensă relaxare a politicii monetare. Vorbim despre date importante și în Statele Unite, indicele PMI pentru industrie la 5 fără sfert, dar mai ales indicele ISM, acesta 51 așteptat în scădere de la 52,1. ISM pentru sectorul manufacturier. Mă uitam aici, 51,3 este pe Forex Factory, deci o diferență destul de mică. Bun. Trecem la segmentul următor, cel de piețe valutare, unde vom constata că ceva s-a întâmplat în mai toate piețele, și anume avem o întărire a dolarului american. Nu e o chestiune izolată. Dacă ne uităm pe dolar index, se vede răspunsul acesta față de 28 iunie. Avem o creștere consistentă de aproximativ jumătate de procent. Se vede pe EURUSD, se vede pe GBP/USD și mai ales pe dolar yen, și se vedea pe dolar yen mai degrabă de dimineață. Dolar yen răspunzând pe de o parte la dolarul mai puternic, ce oglindește dobânzi mai ridicate și cumva o speranță că războiul comercial nu va împinge Fed-ul spre abordări agresive. Ați văzut că s-a diminuat probabilitatea de a tăia dobânda cu 0,5 puncte în iulie. Pe de altă parte, în Japonia avem indicele Tankan pentru sectorul non-manufacturier peste așteptări. Observați diferența de cele două, 23 față de 7. E destul de clar, industria suferă. Ceea ce păstrează economiile dezvoltate pe un traseu de creștere este importanța sectorului serviciilor și faptul că avem un consumator, și consumator nu doar de produse, ci și de servicii, care se păstrează relativ optimiști. Și atunci nu vedem un spillover, o contagiune dinspre încetinirea din sectorul industrial. Însă, aceste fenomene trebuie urmărite. Iar indicele PMI este mai adânc în zona de contracție. Cu toate că zona de servicii s-a îmbunătățit, am câștigat 2 puncte, în timp ce pentru sectorul manufacturier am pierdut 5 în trimestrul al doilea. Ceea ce zic eu nu dă o încredere, o percepție foarte bună. Și în plus, indicele pentru consumatori de încredere 38,7. Observați panta acesteia. Scădere, și o scădere care se adâncește, ceea ce explică de ce dolar yen este sub presiune de creștere în prezent. Pe lira sterlină suntem totuși într-un range. No deal tinde să fie luat în calcul de ambii potențiali succesori ai Terezei May, iar o întâlnire între președintele rus și fostul premier nu a dus la vreo detensionare vizibilă a relațiilor dintre cele două state. Asta nu neapărat că ar conta pentru lira sterlină, dar că are de-a face cu o evaluare mai largă. Suntem într-un interval, dar tendința după weekend a fost una de alunecare. Pe termen scurt, 1,2652, suport 1,2710 și 2735 rezistență. Pentru EURUSD, spațiul lui 1,3352, ca nivel de suport foarte respectat în câteva ocazii, a fost o problemă serioasă. Am revenit către linia de trend
Și acum lucrurile par a fi o retestare a acestei linii de trend. Dacă spargem și 1.1310, atunci se complică percepția pentru că s-ar putea să revenim în vechiul trend, sub vechiul trend descendent. Cu toate că datele au fost slabe din zona euro, cu toate că dolarul a avut de câștigat după G20, observați că deprecierile sunt însă bine ținute sub control. De ce se întâmplă acest lucru? Cred că traderilor nu prea le vine să creadă că, de fapt, Fed-ul își va schimba după acest weekend în mod semnificativ orientarea. Rezistența acum 1.1352 și mai sus 14.13. Avem datele de la ora 5 și mai avem la ora 12 rata șomajului. Se așteaptă un 7,6. În Marea Britanie însă, cerere de credite ipotecare, masa monetară și indicele PMI pentru industrie. Mai ales la acesta, m-aș uita, observație cu roșu, e cel mai important și aș considera că există un mic risc de dezamăgire și în această zonă. Dar să așteptăm datele efective. Euroron, care dădea semne de nerăbdare și de a dori să spargă intervalul anterior, este acum puțin tras în jos, revine spre 4,73, sub 4,73 chiar bidul. Ceea ce zic eu nu e o apărare pe termen mai lung. Dobânzile sunt stabile la 3 luni, mă refer la ROBOR, indicele pe care le avem zilnic publicat, și overnight-ul este în ușoară scădere la 2,57. Un set de date referitoare la șomaj, acestea ar putea fi relevante pentru piață. Să vedem publicarea. 3,9% ajustat sezonier, 0,1 puncte mai jos. Datele sunt pentru mai, deci vin destul de mult în urmă față de luna anterioară. Trecem acum la discuția noastră despre materii prime. Și aici cred că e destul de clar că cineva a plătit prețul optimismului din piață și acest instrument a fost aurul, care a deschis cu gap. De fapt, piețele au făcut gap, așa cum discutam, nu e o mare predicție, însă e important. Este important să simți cumva când o să apară gap-ul, pentru că asta poate să influențeze masiv riscul, deci poziția pe care ai peste weekend. Și riscul înseamnă, de fapt, probabilitatea de a nu fi în direcția corectă și probabilitatea ca piața să se miște mult atunci când nu ești în direcția corectă. Iar pe aur, suferința a fost dublă. Pe de o parte, acțiunile au crescut atrăgând atenția investitorilor către active care oferă randament, dividende și așa mai departe. Pe de altă parte, dolarul s-a apreciat, iar corect a înregistrat de curând ne-a dus dincolo de 38,2 și 41,4, pe unde piața se juca imediat în deschiderea asiatică și către retragerea de 50%. 1.379 este un suport important și mai jos avem 1.366 și 1.356. După părerea mea, însă, cred că s-a făcut și o trecere la o altă scadență. Deci e posibil ca aceste date să influențeze și mai mult și mai mult evaluarea actuală. Doar o secundă, o să încerc să verific puțin. Nu avem o trecere, nu. E încă o diferență de vreo 3 dolari între scadența actuală și cea de pe august pe futures, deci avem doar efectul de piață al reevaluării apetitului pentru aur. Dacă ar fi fost vorba aici de un double top, dar mi se pare că al doilea vârf e destul de jos, deci n-aș merge pe linia aceasta. 42 în jos, fiind așa un pic mai leneși, nu mai calculăm, doar ne bazăm pe tool-ul din platformă, pe unde ne duce frumos
și nu surprinzător, către o zonă de vârf anterior și către retragerea de 77. Dar, din nou, nu cred, n-aș merge neapărat pe ideea respectivă. Rămâne suport puternic, 1366, 1354-55, dar n-aș vedea aici un double top. Aurul este în derivă și probabil că va rămâne o vreme așa. Am avut un grafic săptămânal care a lăsat o umbră superioară destul de lungă, dar cred că unii trader nu se așteptau la așa ceva, la un asemenea pact. Și poate că o amânare era de așteptat, dar să cedeze în privința Huawei, asta a fost o surpriză. Și ar trăda, după unui observator, o dorință a SUA de a ajunge la o înțelegere. Ceea ce diminuează apetitul pentru aur, însă mai degrabă creează posibilitatea unor corecții după un parcurs anterior foarte pronunțat, de peste 13%, în ceva mai mult de o lună. Așadar, corecția pentru aur se derulează în prezent, în timp ce petrolul s-a distanțat, petrolul a crescut. Și aici am discutat deja în segmentul anterior așteptările pentru OPEC, pentru prelungirea tăierii de producție chiar până prin 2020, joacă un rol important. Chiar dacă sunt niște state mai mici producătoare care sunt își joacă, erau chiar la noi în platformă. Nigeria, Sudanul de Sud doresc cote de producție mai mari. Iată și o veste despre un consilier al PBOC, Majun, care spune că este o posibilitate să vedem o creștere care depășește 6% dacă relațiile nu se deteriorează. Deci optimist despre Banca Centrală, dar nu va urma relaxarea monetară din Statele Unite dacă aceasta se va întâmpla, ținând seama mai ales de condițiile locale. Eu zic că deja China operează pe mai multe instrumente și pe mai multe planuri politici de susținere fiscală și monetară, așa că nu cred că e nevoie neapărat să contrabalanceze ceea ce face Statele Unite, decât dacă te gândești la impactul asupra monedei. Însă, PBOC a încercat să limiteze deprecierea monedei, deci nu văd de aici o problemă majoră. Iată o informație de ultimă oră, însă care cred că a stimulat puțin și aurul. Iranul se pare, potrivit Tasnim, că se pregătește să suspende angajamentele nucleare anterioare, ceea ce poate reprezenta o nouă sursă de pericol. Revenind la ceea ce ar putea susține aurul, însă deocamdată aurul e puțin năucit de ce s-a întâmplat în weekend. Revenind la petrol, însă tendința ascendentă ne-a dus într-o zonă delicată, 60 până la 60-46, nu este o regiune ușor de spart. Și după părerea mea, există o vulnerabilitate consistentă. Chiar dacă ne uităm în calendar și numărul de sonde este în ușoară creștere. De fapt, acest aspect ar fi trebuit să limiteze cumva apetitul pentru petrol. Deci nu chiar dacă, ci și pentru că numărul este în creștere. Dar o creștere procentuală importantă s-a văzut pe Brent. Plus 3,5 se vede aici, după niște scăderi înregistrate la publicarea, cu atât mai agresive după publicarea datelor Baker Hughes. Eu aș vedea astfel o barieră destul de dificil de trecut pe termen scurt, între 60 și 60-46, nu neapărat și pe termen lung, dar pe termen scurt mai degrabă m-aș orienta către stabilirea unor niveluri de suport relevante, 59-70, 59 și 58-58, mai jos 58-25. Dacă spargem 60-46, avem zona 61-06. Bun, foarte pe scurt, vorbim despre un context descendent, un context corectiv aici, pentru monedele virtuale și pentru Bitcoin în special, înregistrat de vineri și
derulat pe parcursul weekendului. În momentul de față, suportul important este la 10.455, unul intermediar pe la 1.630. Aș vedea și o posibilitate în care piețele să se consolideze, dar mi se pare că există riscuri după acest summit și la cum arată în general piețele de capital. Mulțumesc pentru atenție. Avem niște date astăzi, 5 fără sfert, 5 în SUA, ora 12 pentru Europa și 11 și jumătate pentru Marea Britanie, dar eu aș fi atent la burse în prima jumătate de oră, 4 și jumătate, 5, poate chiar până la 5 și jumătate, să vedem dacă mențin sau adaugă la avansul de pe futures. Dacă simțiți o pierdere de altitudine, atunci e posibil ca primele ore ale ședinței să ducă la anumite corecții, dar mai degrabă piața ar trebui, sub condiția suspensivă, bineînțeles, de a nu vedea alte știri care să schimbe radical percepția în privința riscului geopolitic sau de altă natură, dar mai degrabă piețele par dornice să salveze o victorie aici pe termen scurt. Mulțumesc pentru atenție, o zi plăcută, să aveți și cu reușite în piață. Toate bune, pe curând, la revedere!